Care sunt factorii de risc care generează apariția cancerului de sân? Există, sunt identificați, au o pondere mai mică, mai mare? Sunt identificați. Cel mai important factor de risc pentru cancerul de sân rămâne terenul genetic, exact cum spuneați. Riscul este foarte mult crescut la persoanele care au un antecedente astfel de rude de gradul 1 și 2. Genele purtătoare ale, să zicem, modificărilor care vor predispune la cancer al glandei mamare sunt gene de dimensiuni mari și care suportă sau deja au prezente nenumărate mutații. Iată de ce terenul genetic constituie un factor de risc. Dar atenție, nu înseamnă că dacă o rudă de-a A noastră a avut, nu făcut, înseamnă că nu înseamnă că obligatoriu, obligatoriu îl vom face. descendentul va face și el Este cancer de foarte sân. important în a ne manageria emoțiile vis-a-vis de aceste antecedente. Ok, trebuie să fie o persoană atentă cu acest aspect. Este obligatoriu să-mi fac periodic controlele, dar nu înseamnă că voi dezvolta boala, sub nicio formă. Deci nu trebuie echivalate cele două lucruri. Trebuie să fie ca un, să spunem, clopoțel sau beculeț roșu care din când în când. Care trebuie să-l avem permanent în atenție. Exact. Și dacă stau și o să vedem în continuare, trecând peste cei mai importanti factori de risc în apariția cancerului de sân, este de fapt că aceste persoane nu sunt cu nimic diferite de celelalte. Pentru că, până în final, atenția pe care ne o acordăm sănătății noastre ne ajută să o păstrăm. În afară de factorul genetic de risc și care impune măsuri de precauție speciale, respectiv astfel de persoane își vor monitoriza de o manieră sistematică sânul, începând cu o vârstă mai fragedă și la intervale mai mici și după o schemă riguroasă, după cum spuneam și celelalte persoane care nu au această încărcătură genetică, vor face acest lucru, dar nu atât de frecvent și nu de la vârste atât de fragede. În afară de factorul genetic, un alt factor important este secreția de estrogen, de hormoni specifici femeilor. De ce? Pentru glanda mamară este o glandă prin natura dezvoltării ei, prin originea ei, este o glandă care depinde de secreția de estrogen. Sigur că cu cât secreția de estrogen la care este supusă glanda mamară, și aici mă refer nu doar cantitatea sintetizată la un anumit moment, ci și durata expunerii, cum îi spunem noi, la estrogen, cu cât această expunere calitativă și cantitativă este mai îndelungată, mai mare, mai intensă, cu atât și riscul de a dezvolta o asemenea afecțiune este mai mare. Putem să luptăm cu gena? Nu, nu putem să luptăm cu gena. Este absolut evident că aici lucrurile nu pot fi modificate. Ce putem face? Putem să, din nou, să ne monitorizăm cu atenție organismul și putem și trebuie să încurajăm, pentru că aici sunt două probleme care se țin oarecum mână de mână, trebuie să încurajăm tinerele să facă copii, să conducă sarcini, pentru că perioada sarcinii aportul de estrogen, sau mai bine zis, bombardamentul cu estrogen al organismului și respectiv al glandei mamare este mai mic, motiv pentru care glanda se pune repaus, să alăpteze copiii pentru că acest mecanism al alăptării generează anumite modificări metabolice la nivelul sânului care îl ajută de asemenea să fie mai puțin supus bombardamentului cu estrogeni. Și, de asemenea, să evite pe cât posibil folosirea de contraceptive orale care să conțină cantități de estrogeni foarte mari. Problemă care tinde să dispară în ultima perioadă, pentru că pe piață au apărut produse de acest fel foarte bine echilibrate între estrogen și progesteron și cu cantități din ce în ce mai mici din fiecare din.